pentru mine insula iubirii a însemnat o experiență pe care, sincer, cred că nu o să mai întâlnesc nicăieri. Cred că aveam nevoie de ea, să trăiesc tot ce am trăit acolo. Ceva unic. N-aș fi simțit nicăieri în altă parte ce am simțit acolo. Acum, spre deosebire de filmarea pe care am făcut-o după 6 luni, sunt mult mai bine. Sunt mai încrezătoare, sunt mai puternică, accept realitatea. Atunci nu acceptam absolut deloc și sunt ok, sunt într-o continuă evoluție. Eu și Marius în momentul ăsta suntem despărțiți definitiv. Noi, după ce am venit de la insulă, ne-am împăcat și ne-am despărțit de foarte multe ori. Iar eu, de fiecare dată când veneam în București, în mintea mea era doar că trebuie să fac totul exact așa cum știu că i-ar plăcea lui să fie și să nu îl deranjez cu nimic ca să mă accepte așa cu lucrurile pe care le-am făcut la insulă. Pentru că de acum nu o să le mai fac. Acum, în schimb, sunt eu cu mine și nu mă interesează absolut deloc ce crede Marius, nu mă interesează absolut deloc ce crede absolut nimeni despre mine, în afară de cum mă simt eu. Înainte de despărțirea asta, în celelalte despărțiri eu nu ieșeam, eu nu mergeam nicăieri, stăteam în casă, mă gândeam doar că vreau să mă întorc înapoi la Marius. Acum încerc să fac cât mai multe lucruri să uit că vreau să mă întorc acolo. În momentul ăsta sunt conștientă că între noi doi lucrurile nu pot funcționa. Mi-ar plăcea să existe o modalitate prin care noi doi să putem să funcționăm. Dar știu că nu există. Din punctul meu de vedere, Marius are un orgoliu foarte mare și tot ceea ce am făcut eu acolo l-a rănit în orgoliu lui ăsta mare. Și cumva nu poate să accepte lucrurile astea. Și până la urmă, din punctul meu de vedere acum, e normal să n-accept. E normal. Ok, am greșit eu, ai greșit tu, nu contează cine a greșit. Suferim, mergem mai departe. Viața continuă și dacă suntem noi împreună și dacă nu suntem. Chiar și dacă m-am prefăcut că am trecut peste ceva ce a făcut Marius, în adâncul sufletului meu n-am trecut. Aveam lucruri să-i reproșesc și înainte și după. Dar eu nu făceam pentru că declanșeam niște discuții în care tot eu eram vinovată. Și preferam să tac și m-am învățat așa, să tac, să tac, să tac, să tac. Și realitatea e că le-am ascuns undeva în mine și ele ieșeau prin diferite, uite, și prin apropierea de Alin. Tot pentru lucruri care mă deranjau pe mine în relația mea, pe care le țineam ascunse și mă prefăceam că nu-mi pasă, că nu mă rănesc, că nu mă dor. În adâncul nostru ca oameni, cred că niciodată nu uităm ceva ce ne-a rănit. Eu am făcut școala de prințese înainte să facă Oana școala de prințese. Când l-am întrebat pe Marius de toate lucrurile pe care le-a făcut acolo, a spus că sunt glume. Și probabil asta era una dintre glume. Școala de prințese. Prințesă, ce-i spune el acolo? Poate el așa o vedea, dar el mie mi-a argumentat că nu există, că au fost doar niște glume. Probabil ăsta e modul lui de a aborda o femeie. Nu știu, nu mai mi-l amintesc cum a fost cu mine. Când mă refeream la ceva ce face vis-a-vis de Oana și nu face cu mine, mă refeream la sărutul pasional și pasiunea și faptul că el voia să se schimbe pentru Oana. Pe mine asta m-a deranjat, pentru că el pentru mine nu voia să se schimbe, nu voia să înțeleagă că am și eu niște dorințe, niște plăceri. Singura noastră regulă acolo, eu nu i-am impus lui să facă absolut nimic, nu l-am rugat să nu facă, să facă ceva doar de ochii mei, am spus să facă ce simte, iar singura noastră regulă, dacă vrei, este să așteptăm bonfire-ul final, iar de la bonfire-ul final să luăm o decizie. Eu nu m-am implorat de el să nu se despartă de mine, că oamenii așa au înțeles. Eu i-am reproșat faptul că singura noastră regulă a fost să așteptăm să vorbim față în față, înainte să luăm o decizie. Eu, de fapt, am scris o emisiune și am mers acolo să-i demonstrez lui că eu merit să fiu soția lui, că eu sunt cu minte, că eu stau într-un colț, că pe mine nu mă impresionează gesturile frumoase pe care alți bărbați le pot face vis-a-vis de mine. Și de asta am fost atât de retrasă la început, pentru că eu trebuia să-i demonstrez lui că sunt. Și uite ce am demonstrat. Experiența mea pentru mine la început a fost foarte nasoală. Asta pentru că toți oamenii, inclusiv fetele, că Marius la un moment dat mi-a reproșat, dar de ce nu vorbeai cu fetele? Pentru că inclusiv fetele îmi spuneau că nu-i normal cum gândesc eu și nu-i normal ce faci tu și nu-i normal să accept. Și singurul om de acolo care pe mine nu a pus absolut niciun fel de presiune a fost Alin. Și asta a fost motivul pentru care m-am apropiat de Alin. Și apoi că au venit niște lucruri de la sine pe care am încercat să le ascund. Pentru că eu chiar dacă le făceam, eram foarte conștientă că lucrurile astea și în continuare cred că lucrurile astea nu sunt normale. Nu neapărat dacă ești într-o relație, ci dacă susții că tu-ți dorești relația. Nu e normal să te apropii de altcineva. Nu e normal să-ți închei socotelile cu ceea ce crezi tu că-ți dorești sau îți dorești și abia mai apoi să te îndrăgostești. Dar s-a întâmplat, da. Și am încercat să mă controlez inclusiv pe mine, să nu simt, dar nu am putut să mă controlez. A fost ceva acolo, nu știu. A fost foarte frumos. Alin era singura persoană de acolo care pe mine mă făcea să nu mă mai gândesc la lucruri care mă fac să sufăr. Singura, efectiv. Dacă vorbeam
despre orice. Mă scotea din stările mele. Chiar dacă poate nu intenționa și poate aveam o conversație normală și nu mă mai gândeam. Pentru că mă simțeam în largul meu cu el, asta tot încerc. Și am încercat să explic și lui Marius, dar nu cred că m-a înțeles nici acolo, nici după insulă. Mă simțeam eu, mă simțeam că e cineva care mă înțelege și nici nu mi-a păsat dacă el e o ispită sau nu. Pe mine m-a interesat că eu mă simt bine atunci acolo, că mă scoate din stările mele proaste. La început eram foarte revoltată când vedeam ce vorbește Alin, dar după mi-am dat seama și eu că mă protejează și a vorbit foarte frumos de mine. Adică eu, spre exemplu, m-am pus în niște situații singură, în seara în care am băut, spre exemplu, lucrurile astea nu, pentru treaba asta îmi pare foarte rău. Eu m-am pus singură în niște situații, iar el, am simțit că m-a scos din situațiile alea rele în care m-am pus singură. M-a protejat. Când am văzut emisiunea la început, eram dezamăgită, nu mă așteptam. Mă așteptam să fie un fel de Romeo, el, ca și sentimente pentru mine. După am apreciat foarte mult. Pentru Marius a fost destul de complicat să vadă imagine cu mine și Alin, pentru că eu, după ce m-am întors de la insulă, și în mintea mea erau diminuate lucrurile, sentimentele. Nu mi se părea că sunt atât de... nu grave, că... atât de intense, dacă vrei. Nu mi se părea că m-am îndrăgostit așa sau... Da, mi-a plăcut de Alin, asta credeam. Și asta îi spuneam, mi-a plăcut de Alin, era singura persoană care a fost lângă mine, i-a plăcut și lui de mine, am băut, m-am sărutat, adică era ceva, nimic grav. Și apoi când a văzut emisiunea și știe ca un iceberg, eu i-am prezentat vârful și după ce a văzut emisiunea, l-a văzut cu totul. Și l-au durut imaginile astea. Și mi-a părut rău că l-am făcut să sufere. Marius a avut un val de hate foarte mare. Și cred că, deși îmi pare rău că l-a primit, cumva cred că valul ăsta de hate l-a ajutat să înțeleagă anumite lucruri. Cred și sper. Dacă mă uitam la ceva și plângeam chiar și acasă când vedeam ce anumite lucruri pe care le face el, era lângă mine, îmi spunea că îi pare rău. Cred că i-a părut rău, da, pentru că m-a făcut să sufăr. Cred. Marius a plecat nefericit de acasă. El a mers acolo nu ca să se despartă de mine, cum cred oamenii. A mers acolo ca să vadă exact ce simte el pentru mine, pentru că probabil era confuz. Dacă mă întreb sincer, mi se pare că Marius a fost cel mai sincer concurent de la băieți. Pentru că a făcut sincer exact tot ceea ce i-a oferit insula, el a primit. Felul în care a primit-o e alegerea lui și felul în care percep oamenii ceea ce a făcut el acolo. Dar din punctul meu de vedere, a fost un om sincer. Poate pare că nu s-a gândit la mine, este pentru că da, se gândea la el. Dar mie mi se pare o alegere corectă ceea ce a făcut el. Din punctul meu de vedere, el a plecat de acasă confuz. Nu știa dacă mă iubește, ce simte, dacă vrea să continue, dacă noi putem să avem un viitor. Și a luat insula asta cel mai corect dintre toți. A vrut să știe, să-și afle răspunsurile lui. Ce face pe viitor? Rămâne cu mine? Se poate atașa de altcineva? Nu se poate? Eu sunt ce vrea el? Și-a dat seama că nu sunt ce vrea el. Și mi-am dat seama că de acum vreau să mă simt bine eu. Să fiu bine eu. Să nu fac pe plac nimănui, să nu fac lucruri care nu-mi plac doar ca să mă consider tu bună sau oricine altcineva. Mi-am dat seama că orice femeie merită să fie considerată cea mai importantă pentru persoana de lângă el. Cum iubesc eu? Mi-am dat seama că merit să primesc ceea ce ofer. Și viitorul meu iubit o să fie foarte norocos. Marius niciodată nu o să vină la mine să-mi spună că își dorește să ne împăcăm. Da, o să vină să-mi spună că e dor, că se simte rău, că suferă, că l-a rănit, că... Dar nu o să spună niciodată că mă accept așa cum sunt eu și că mă vrea așa cum sunt eu. Nici eu nu-l mai vreau așa cum e. Nu mai vreau să accept nesiguranța asta. Azi mă vrei, mâine nu mă vrei. Ca și cum nu contează ce simt eu, că tu azi mă vrei și mâine. Indiferent ce motiv, indiferent dacă ai de ce să nu mă vrei. Ești hotărât că mă vrei? Ok, sunt aici. Nu ești hotărât și, sau ești hotărât o săptămână după, iar nu mă mai vrei după. Nu mai vreau. Nu vreau. M-am trezit cumva la realitate după emisiunea asta și în continuare, deși au trecut atât de multe luni, pentru faptul că eu m-am tot împăcat, m-am tot întors, am și văzut emisiunea acum. Acum sunt bine, acum nu sunt, acum plâng, acum râd. Dar știu exact ceea ce îmi doresc. Îmi doresc să nu mai fiu niciodată pusă pe locul 2. Dacă eu poți să te iubesc pe tine, să te pun pe locul 1 în viața mea, același lucru vreau și eu. Marius este un om bun. Este un om potrivit pentru mine, cum nici eu nu sunt pentru el. Dar Marius este un om bun față de alți oameni, chiar este un om bun. Noi după ce am plecat de acolo, am plecat despărțiți.
Am discutat la hotel despre tot ce se întâmplă, ce am făcut eu, ce am făcut el. El a fost, după emisiune, a fost foarte pasional cu mine și foarte iubăreț. Am decis împreună să rămânem până după sărbători și nici nu-mi doream să fiu singură de sărbători, nici eu și nici el. Și după, el a fost foarte atent cu mine. Doar că și mi-a reproșat mereu că eu am fost foarte atent cu tine și tu erai cu gândul poate în altă parte. Dar tu erai atent cu mine în condiții în care eu știam că pe 15 trebuie să plec. Adică degeaba ești atent cu mine și îți dorești de la mine marea iubire să-ți o întorc înapoi dacă iubirea ta are o limită. Când iubești nu ai limită. N-ai limită ca dată, n-ai limită ca intensitate, nu ai. Și mă rog, am plecat, m-am mutat, m-am întors iar. A fost oribilă perioada aia, până să înceapă emisiunea. Viața mea e ok, acum. Și perioada în care mă împăcam cu Marius, că mă simțeam liniștită, mă simțeam acasă. Știam că n-o să dureze, dar pe moment mă alina și mă... Dar perioada în care noi ne despărțeam și eu am stat prin București singură, a fost oribilă. Aceste multe împăcări și despărțiri mereu au avut o limită. Noi ne împăcam de azi până 2 săptămâni, ok, peste 2 săptămâni pleci. Și la fel și ultima împăcare a avut o limită, iar faptul că el a văzut emisiunea și a văzut ce se întâmpla între mine și Alin, nu a putut să accepte. Și e normal, nu? De ce să trebuiască să accepte așa ceva? Mi se pare mai sănătoasă gândirea lui decât gândirea mea. Marius aștepta că eu să nu fac nimic pe insulă, pentru că el știa că eu sunt acolo indiferent ce face el. Dar eu știam că el nu e acolo indiferent ce fac eu. Și de asta a fost șocat pentru tot ce am făcut eu. Și eu la fel. De-aia n-am putut să-mi asum, că eu susțineam că eu îmi doresc relația asta și că orice ar fi, eu o vreau, indiferent cum e el. El spunea că ori ești așa cum îmi doresc, eu ori nu ești deloc, adică pentru el era simplu. Era nebunia din capul meu, atât. Asta a făcut diferența. Ce puteam eu să accept și ce putea el să accepte. Ce puteam eu să accept era atât, ce putea el să accepte era atât. Și e normal, nu? De ce să accept lucruri? De așa vreau să fiu și eu de acum încolo, de ce să accept lucruri? Pentru ce? Am acceptat prea mult eu și nu mai am de gând să accept la nimeni, nimic. Deci de când s-a terminat emisiunea, am ținut legătura cu Alina, am spus și la ultimul testimonial pe care l-am dat. Eu când am fost la mare, eu am fost pentru niște prieteni de ale mele. Eu nu știam că Alin e acolo, eu nu îl urmăream pe Alin. Nu. Așa am înțeles că s-a întâmplat să fie și el în același club. A venit și el în același club pentru că erau niște prieteni de lui acolo. Și am vorbit, dar nu eram doar noi doi, era foarte multă lume acolo pe care eu o cunoșteam. Și cumva e inevitabil ca eu să nu mă mai întâlnesc de acum încolo cu Alin. Pentru că eu dacă ies cu oameni de la insulă, aceiași oameni sunt și prietenii lui. Și există posibilitatea să fie și el acolo. Marius crede că e ceva mai mult între noi pentru că a văzut lucrurile pe care și tu le-ai văzut și le-a văzut toată lumea din cluburi. Dar, da, într-adevăr s-a întâmplat să fie și Alin. Și pentru el probabil e dubios, vezi ce caută și Alin acolo, că tu până acum nu ieșeai, dintr-o dată ai început să ieși și Alin. S-a întâmplat să fie, nu știu dacă, nu cred că s-a întâmplat intenționat, a fost random așa. Nu simt nimic pentru Alin în sensul de iubire. Îl apreciez ca om, apreciez tot ceea ce a făcut pentru mine, tot ceea ce m-a făcut să simt, că am simțit. Într-adevăr, eu m-am îndrăgostit acolo de Alin, dar nu sunt îndrăgostită de el acum. A trecut prea mult timp. Oamenii îmi scriu în continuare, de ce nu încerci? Pentru că a trecut prea mult timp. Dacă aș fi putut să încerc, ar fi trebuit să încerc atunci. Că atunci simțeam. Eram și eu și el. Și poate și acum a simțit dacă mi-aș da voie. Dar nu că nu, dacă s-ar întâmpla să fie, o să fie. Nu zic nu. Eu nu i-am cerut ajutorul lui până acum. Tot ce pot să spun este că m-a ajutat în emisiune pentru că m-am pus singură în niște situații. I-am cerut odată. Era o chestie interpretabilă între noi doi în seara în care eu am băut și l-am rugat să mă scoată din nou din prostia în care m-am băgat singură. Și el a spus, da, fac un live, vorbesc, ies. Și am zis, nu, te rog, pune doar un text. Nu am nevoie să faci neapărat un live, să ia Adita mai amploare chestia aia. Pune un text, atât. În momentul în care noi doi am intrat în baie, eu am spus, scoate-o. Dar eu mă refeream la lavalieră. Nu aș fi făcut treaba asta cu Ali, nu acolo. Nu pentru că nu simțeam sau pentru că acum sunt foarte asumată. Pentru că nu era situația, nu era cazul. Nu... Acum că m-am sărutat, faptul că eu m-am sărutat în baie a fost tot pentru că nu eram capabilă să-mi asum ce simt. Mi-asumam, era super simplu de la început pentru mine. Dar eu am vrut atât de mult să demonstrez lui Marius, să-i demonstrez că sunt un om extraordinar pe placul lui, bla, 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 încât eu mi-am înfrânat toate lucrurile. Regret că n-am fost mai asumată pe insulă și să fiu asumată de la început,
pentru că faptul că eu nu am fost asumată a făcut ca lucrurile să fie interpretabile multe dintre ele. Să fie mai rău decât erau, de fapt, mai grave. Și m-ar fi ajutat mai mult pe mine dacă era mai asumată. Probabil știam mai repede ce vreau. Îmi dădeam seama mai repede ce-mi doresc. Deci diferența dintre dățile în care mă despărțeam înainte să fie difuzată insula și de data asta sunt oamenii. Pe mine m-a ajutat foarte mult tot suportul ăsta pe care l-am primit din partea lor. Toate mesajele extraordinar de frumoase, dacă vezi câte sunt și cât de frumos poate să vorbească despre mine, care eu eram 100% sigură că toți mă vor judeca, că mă vor blama înainte să văd emisiunea. Și am atât de mult suport și atât de mulți oameni frumoși care îmi scriu și asta pe mine m-a făcut să-mi doresc. Nu neapărat altceva, sunt de la alt om, nu neapărat să-mi doresc alt om în viața mea, ci să-mi doresc altceva de la mine. Mi-am dat seama că merit. Da, merit. Uite, toți oamenii ăștia văd. De, eu nu văd, eu nu cred și ei cred. Și pe mine m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat să am așa un... Mi-a dat un șut în fund să merg mai departe, știi? Să am încredere în mine, să încerc să schimb ceva, să-mi dau seama că ce cum gândesc eu nu e corect, nu e în regulă, nu-i. Simt că merit, cred că toată lumea trebuie să știe ce merită. Simt că pot, singură. N-am nevoie de Alin, n-am nevoie de Marius, n-am nevoie de un bărbat, n-am nevoie de nimeni. Am nevoie de mine și de încrederea asta pe care ți-am spus oamenii și susținerea lor și mesajele extraordinar de frumoase pe care le-am primit m-au ajutat să văd ce pot și că trebuie să pot, că toată lumea trebuie să poată. Și că o să primesc la un moment dat, chiar dacă nu s-a întâmplat să fie cu Marius sau nu am putut să duc mai departe ce a fost între mine și Alin, la un moment dat o să se întâmple. Și nu, viața nu trebuie să se învârtă în jurul unui bărbat. Trebuie să se învârtă în jurul tău și dacă nu te iubești tu pe tine, nu se iubească nimeni. Dacă eu nu mă respect pe mine, că nu m-am respectat, nu o să mă respect nici tu. Cu adevărat le cred. Cu adevărat, ți-am spus, am fost foarte sincer acum cu tine, ți-am spus ce simți, ți-am spus că sunt capabilă să mă împac. Îmi doresc, mi-e dor de el, vreau să-l țin în brațe, vreau să dormim împreună, să-l simt eu așa, mi-e dor de el. Dar eu nu m-aș întoarce acolo într-o situație în care ne aflăm acum. În situația în care ne aflăm acum, nu m-aș întoarce. Poate să mi se usuce inima de dor, nu m-aș întoarce. Vreau să fiu cu el, dar și în condițiile mele, nu doar în condițiile lui. Cred că o să-l iubesc toată viața eu pe Marius. Pentru mine Marius a însemnat mai mult decât iubit, mai mult decât o relație, mai mult decât sexual, mai mult decât... A însemnat familia mea. Nu știu, o femeie poate are nevoie de bani, eu nu de bani aveam nevoie. Altă femeie poate are nevoie să îi fii fidelă. N-aveam nevoie de asta. Aveam nevoie, sau cel puțin așa credeam, aveam nevoie să mă simt într-o familie. Sunt anumite lucruri pe care le regret acolo, în special asta cu în seara în care am făcut niște lucruri pentru care în continuare îmi pare rău. Dar nu că m-am sărutat, nu pare rău că m-am sărutat. Îmi pare rău că am făcut-o în felul în care am făcut-o. Dar nu regret că am participat la insulă, chiar dacă l-am pierdut pe Marius, chiar dacă am pierdut toată viața mea și s-a schimbat, pentru că este... am învățat foarte multe lucruri bune. În momentul de față, nu le-am pus pe toate în aplicare. Pentru că nu pot, sunt în tranziție. Dar sunt foarte conștientă de ce trebuie să schimb la mine, sunt foarte conștientă de ce îmi doresc de la mine și de la următoarea mea relație. Sunt conștientă de toate lucrurile astea. Asta a făcut insula cu mine. Să participe cine simte nevoia să-și cunoască iubitul, să-și cunoască relația, să se cunoască pe el însuși. Eu nu mă cunoșteam pe mine. Eu acum mă descoper cu ajutorul vostru, ajutorul insulei. Chiar dacă e greu după. Oh, ce greu a fost, foarte greu. Dar înainte de soare mereu e furtună, știi? Și trebuia să simt și asta, ca să pot să-mi văz real că trebuie să mă schimb, să conștientizez real ce mi se întâmplă.